La final de iulie, pe câmpul de la marginea localității Carac al județul Olt, în cadrul manifestării Ziua Câmpului, organizată de Brize Group alături de importante companii furnizoare și distribuitoare de inputuri pentru agricultură, a avut loc extragerea norocoșilor câștigători ai tombolei NHR Agro Partners. Tombola a fost organizată în cadrul evenimentului Agriplanta Romagrotec la Fundulea, județul Călăraș, iar la extragere au participat toate taloanele completate de fermierii care au trecut pragul standului NHR Agro Partners în perioada 6-9 iunie. Premiile au constat în două biciclete de ultimă generație mountain bike de la KTM. În seara asta, doamna directoare, o să facă o extragere la tombola care a fost organizată la Romagrotec. Eu am să mă uit prin public să văd, să selectez pe cineva care să facă extragerea și o să-i dau microfonul doamnei. Vă rog. Bună seara, mulțumesc foarte mult! În primul rând, vreau să mulțumesc firma Prise pentru ocazie. Este un eveniment extraordinar și firma Prise este pentru noi un colaborator, un partener de notă 10. De asta am zis că asta e cel mai bun eveniment în perioada asta, la care vrem să vedem cine a câștigat atunci la Romagrotec, la Fundulea, unul din bicicletele astea. Vreau să tracem în primul rând din fermieri, din oameni care au au vrut să participe la tombola. Un fermier, vreau frumos să vă uitați și dacă sunt diferite, că noi nu, vrem să fim corect, să fie clar că sunt diferite. Și vă rog frumos, scoateți unul când sunteți gata. Nu dumneavoastră, citiți. Pe celălaltă parte, cred. Roibu Nicolae. Roibu Nicolae. De la? De la CC Horti Danse Rele. Sau ceva în genul ăsta. Horti Danse Rele. Unirii numărul 3. Nu scrie localizarea, da. Dar o să sună colegul meu imediat. Asta e prima bicicletă din partea New Holland. Încă un pic. Și din cauza la, mă scuzați, al doilea este pentru, nu din asta, asta e New Holland, s-a dus. Al doilea, avem electronic, suntem și noi modern. Și trebuie să scoateți un număr între... Aha. Ok, mai durează un pic pentru CCP. Vă rog frumos, rămâneți cu noi. Vreau să povestesc un pic despre bicicletele astea. Eu m-am născut în Austria și practic m-am născut lângă fabrica de biciclete asta, ca și, cum să spun, cum este în Austria la țară, ești născut lângă tractoare. Practic crescut cu brandul KTM, care a fost prima bicicletă mea cu 6 ani. Am mers la școală cu un KTM, evident, nu așa ceva, că asta este o ediție absolut deosebită, este un, nu știu, față de ce am avut eu, un bolid, un ceva de curse. Domnul Florin are pe câștigători. Da, este ok? Vreți să vorbiți cu el în direct să se audă? Da, am fi. Da? Pe speaker vă dăm câștigătorul, domnul Roibu. Domnul Roibu? Da. Sunteți câștigătorul unui biciclete KTM. Ați completat un talon la Romagrotec. Da. Și vrem să vă felicităm pentru că ați câștigat această bicicletă. Din păcate, nu, cred că nu auziți ce zice el. Oricum, domnul Roibu poate să ia bicicletă de la noi la Otopen. Să venim noi și o să vă aducem. Cred că este oricum de la București. Da? Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. Congratulations. Doamna, o cifră între 1 și 145. 10.
Numărul 10. Cine este numărul 10? Vă dau microfonul. Moise Florian. Moise Florian. De la Pharmacris. Din Ialomița. Din Ialomița. Din păcate, trebuie să luăm bicicletele la cei care au câștigat. Be, doamnă, vă mulțumim foarte mult. Avem un tractoraș mic pentru dumneavoastră. Sper să crește, din cauza noi avem frații mai mare. Mulțumim și eu. Mulțumim că ne-ați ajutat. Și știu că domnul Angelo are combine foarte mare, dar acum are și una mică. Vă mulțumim foarte mult pentru ocazia asta. Mulțumim foarte mult. Felicitări. Bicicletele o să ajungă acolo unde trebuie și eu sper, o să aud combina, poate o să crească. Mulțumim foarte mult. Așadar, felicitări câștigătorilor Nicolae Roibu și Florian Moise, ambii din județul Ialomița.